asta e cel mai frumos din, din cariera mea până acum. Mi-aduc aminte faza golului. Diagonală foarte bună, lat-o, o execuție foarte, foarte frumoasă. Și mi-aduc aminte bucuria asta lui, că nu știam pe moment ce vrea să zică prin gestul ăsta. După meci ne-a spus că a venit mingea foarte înalt și a intrat nocturn în ochi și gen avea nevoie de ochelari. Deci cam asta era explicația lui. Și golul 2 a fost incredibil. Mi-am aminte doar că eu eram puțin mai în spate, Vlad era 20 de metri și am urmărit așa mingea, cum traiectoria mingii, și nu venea să cred că a intrat în poartă. El s-a întors și am fost exact primul care am ajuns la el, nu știam, eram atât de bucuros în momentul ăla că nu știam exact ce să fac, dar toți eram bucuroși. Și revenisem de la 2-0 din tur, știam, chiar credeam, în momentul ăsta chiar credeam că ne putem califica. La penaltiuri a fost normal, un moment tensionat și mi-am aminte că stăteam la mijloc și vorbeam cu domnul Regecam și eram al patrulea, cred, și Lato era al șaselea și aveam emoții foarte mari și am zis, Lato, hai să schimbăm, merg eu al șaselea, dacă ajungem în faza aia, dau eu penaltiul al șaselea. Și am făcut schimbul și până la urmă penaltiul cu numărul 4 a fost și cel decisiv. Și nici nu era chiar aceeași presiune, pentru că putea să și rateze, că mai aveam o șansă. Mi-a părut rău după aia, normal, când n-am avut curaj să bat penaltiul. Oricum, ne-am bucurat mult, pentru că calificarea a fost un moment incredibil. N-am bătut, cred că, niciodată. Doar așa, în antrenament, dar la meci, nu, poate de la junior, nu bătusem niciun penalti. Poate și de aia. A fost o bucurie imensă. Nu cred că ne-am bucurat, nu cred că m-am bucurat niciodată ca fotbalist, ca și în momentul ăla. Deci a fost chiar cel mai intens moment. Că era după meciul tur unde pierdusem, deci am înțeles că unii și-au vândut biletele, lumea n-a avut încredere că putem să revenim și, din păcate, stadionul n-a fost chiar plin, dar cred că cei care au fost la meci au avut parte, poate, de cel mai frumos meci văzut vreodată. La fel și noi, din teren, am simțit același lucru, că e cel mai frumos meci. Cei care au renunțat la bilete, probabil regretă și acum.